Alegerile sunt fără emoții pentru Dian Popescu, deoarece este singurul candidat. Liberalii s-au întrunit la Casa de Cultură, unde discută despre viitorul organizației municipale. Dian Popescu este susținut de președintele partidului, Danilie Morega. În perioada următoare vor avea loc și alegerile pentru organizația județeană, însă nu s-a stabilit data exactă.